Luni elevii de clasa 8 au început procedurile pentru admiterea la liceele vocaționale sau la cele cu program bilingv de predarea unei limbi moderne de circulație internațională. Luni și marți are loc înscrierea candidaților, iar miercuri, joi și vineri aceștia vor susține propele. Pe 15 și 16 mai, elevii care doresc să susțină probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă sau de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în baza anexei la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență. În perioada 17-19 mai se desfășoară probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Pe 22 mai vor fi comunicate rezultatele la probele de verificare verificarea cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Pe data de 26 mai vor fi comunicate rezultatele finale. După contestații la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă și maternă, este considerat promovat candidatul care a obținut minimum nota 5 la examenul de verificare a cunoștințelor de limba și literatura maternă și minimum nota 6 la examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.